Prima vacanță a elevilor din anul școlar 2024-2025 va începe pe 26 octombrie, oferind o pauză de o săptămână în structura anului școlar care se desfășoară pe module. Această vacanță din octombrie va fi atât pentru elevii din învățământul general, clasele 1-8, cât și pentru cei de la liceu, clasele 9-12. Astfel, toți elevii de școală generală și liceu vor fi liberi între 26 octombrie și 4 noiembrie. Modulul 2 de cursuri va începe pe 4 noiembrie și se va desfășura până pe 20 decembrie 2024. Următoarea vacanță majoră va fi vacanța de Crăciun, care începe pe 21 decembrie 2024 și se va încheia pe 7 ianuarie 2025.